Al doilea meci în Liga 1 în sezonul ăsta, a doua victorie ratată printre degete. Ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic. Din păcate am fost egalați pe final. Na, nu cred că am făcut niciun joc extraordinar, dar niciun joc rău. Puteam să câștigăm cele 3 puncte dacă eram mai atenți. Trebuie să învățăm din greșelile astea. Și asta este, mergem înainte, nu mai avem ce să schimbăm. Ce v-a dezavantajat în meciul ăsta? Nu ne-a dezavantajat nimic. Ne simțeam bine. Nu dăm vina pe teren, nu dăm vina pe adversar, nu dăm vina pe arbitri, nu dăm vina pe nimic. Am avut meciul în mână și n-am știut să gestionăm final. E vreo problemă cu acest început destul de încărcat de sezon, cu meciurile din cupele europene? Nu e nicio problemă. Avem foarte mulți jucători, avem un nod numeros și echilibrat valoric și nu avem nicio problemă. Dar poate mai multă presiune în acest început de sezon față de celelalte sezoane? Având în vedere, nu știu, așteptările au crescut, sunteți campioni? Nu. La FCSB în fiecare an se vrea titlu, se vrea intrarea în grupe europene, adică nu s-a schimbat nimic. Din păcate nu avem cel mai bun început, suntem conștienți de asta, dar, sincer, suntem un grup foarte unit și sigur o să o scoatem la cap. Dar ce crezi că vă lipsește? Nu știu ce ne lipsește, nu sunt eu în măsură să știu ce ne lipsește. Acum antrenorii vor analiza și sigur vor găsi soluții. Noi, important este că ne dorim foarte, foarte mult să câștigăm fiecare meci. Am văzut supărarea de după meci, am văzut supărarea din vestiar și asta este cel mai important. Ce v-a spus antrenorul acum la final? Ce v-a reproșat? Nu am fost direct în vestiar după final, am mai rămas puțin pe teren și nu știu. E sigur că va fi altă față de locație? Nu pot să fiu sigur de nimic. Vedem ce urmează. Avem 3 zile până la următorul meci, nu este timp mult, dar noi suntem pregătiți și vă dați seama, ne dorim foarte, foarte mult să facem un rezultat bun cu Maccabi, să trecem în turul 3. Dar ce cum îi vedeți pe Maccabi? La ce vă așteptați de la ei? Că s-a discutat foarte mult despre lotul lor și oamenii care nu vor fi în lot. Nu i-am analizat pe Maccabi încă, am analizat Slobozia. De mâine analizăm Maccabi. Asta este normal și asta este cel mai corect. Suntem pregătiți de meciul de Liga 1. Acum ne gândim la meciul de Europa.